Salutare, dragi prieteni! În acest videoclip am să vă arăt un polițist care era cu un câine de poliție, iar niște maidanezi au încercat să-l atace. Polițistul care stăpânește situație, totuși maidanezii încearcă să-l provoace pe câinele polițistului. Acesta pare destul de liniștit, câinele polițist pare destul de liniștit. Polițistul la fel. Maidanezii nu renunță, încearcă să atace, să atace, se țin după el, încercând să-l provoace. Polițistul, destul de stăpân pe situație, încearcă să-i alunge, dar se pare că maidanezii nu vreau să renunțe. La un moment dat, maidanezii se retrag, polițistul merge liniștit, dar se regrupează maidanezii și încep să atace din nou. Sunt 8 maidanezi care încearcă să hărțuiască acel câine de polițist. Câinele de polițist e foarte cu minte. Niște civili, niște persoane încearcă și alea să alunge câinii, să alunge maidanezii. Aceștia parcă au abandonat, dar se pare că se vor întoarce în fugă să-l atace pe câinele de poliție. Iată-i, acum se regrupează iar și vin în fugă să-l atace pe câinele de poliție. Dar polițistul și de data asta dă dovadă de calm. Chiar nu se teme de acești maidanezi. La urmă, îl lasă în pace, se retrag maidanezii, iar polițistul își vede mai departe de treaba lui. Mi se pare dubios faptul să vezi atâția câini maidanezi acolo, care totuși nu prea par fi mai danez, dar să zicem că sunt mai danez. Vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere! Ay, estoy volviendo.